prieteni! Andreea Din sunt și bine ați venit la un nou episod de Summer Tips. Dau așa cu buz de energie pentru voi. Și dacă încă nu v-ați găsit locațiile în care să mergeți vara aceasta, stați liniștiți că de aia sunt eu aici. Astăzi mergem împreună în Bihor, la căsuța din lemn din Bălnaca. Da, ce o să vedeți acolo, o să vă las gura căscată. Bine, hai să începem emisiunea și ne tot vedem. Hai! My heart going up and down when it's you I see. All these girls so salty cause y'all so sweet. Prietenii ți-a dat și-am descoperit. Suntem la izbucul Izbândiș, al doilea cel mai adânc izbuc din România. Și am auzit că această galerie are undeva la peste 100 de metri adâncime. We knew that it was love. Iar v-am adus într-un loc frumos. Măi, județul Bihor are atâtea locuri minunate. În spatele meu se află peștera Ungurul Mare și tot în zonă am înțeles că se află cea mai mare peșteră din România. Ea se numește Peștera Vântului și se întinde pe o distanță de 52 de kilometri. Oare să intrăm, să o căutăm? Bucurați-vă și voi de ce am găsit aici. Andreea Din sunt din nou, bineînțeles, dragii mei, cu o nouă locație extraordinar de frumoasă. Aș vrea să fiți așa în sufletul meu ca să vedeți cât de mult rezonez cu locația asta. Și lângă mine este Adriana, fondatoarea acestui paradis. Suntem în căsuța din lemn din Bălnaca. Adriana, te pup și mulțumim că ne-ai primit și vreau să știu ce faci în momentul ăsta. Cum ești? Mulțumesc că ați venit! Foarte bine, mă bucur să vă am aici. Și sunt de acord cu tine. Rezonezi super bine cu locul ăsta. Parcă a fost făcut exact pentru tine. Care a fost începutului? Cum v-ați poziționat fix aici în inima naturii? Cred că sunteți în cea mai inimă, să știți. Dacă o să veniți aici, o să vedeți despre ce vorba. A fost destul de ușor pentru noi. Am primit un pont de la rudele noastre care locuiesc aici în Bălnaca, așa că a fost destul de simplu, am venit, ne-a plăcut, am bifat toate lucrurile importante pentru noi de pe listă, să fie un pic izolat, să aibă mult verde în jur. Și nouă ne place foarte mult și partea asta cu stargazing-ul, să ne uităm la stele și am găsit special locul ăsta, nu este iluminat, deci nu are iluminat public, am făcut o cerere specială și la primărie să nu se să n-avem așa ceva și da. Am văzut luna, am un telescop, să știți, dacă veniți aici puteți să le cereți telescopul și mergeți aici pe câmp și vedeți luna, Doamne, și stelele. Doamne, ce frumos! Mi se pare extraordinar faptul că ați combinat atât de frumos elementele astea autentice cu rusticul. Cumva simt un vibe așa adunat de prin toată lumea, pe care l-ați mixat foarte bine, iar atenția la detalii este cam rar întâlnită. Tu ai participat la designul acestei căsuțe, nu-i așa? Da, da, bineînțeles. Sunt arhitect, dar unul foarte conceptual. Iar proiectul ăsta mi-a dat ocazia să punem mâna, să facem lucrurile noi. Probabil că asta simți și tu.
faptul că o parte din personalitatea noastră, din hobby-urile noastre, din pasiunile noastre sunt impregnate, se simt în spațiul acesta. A fost o poveste care s-a născut natural, în funcție de ce am descoperit, știi? Am auzit că sunt niște povestioare foarte interesante în căsuța asta drăguță. Hai să începem cu sobița. Vă fac cunoștință cu Duții. Duții înseamnă grăsuță. Prima sobiță cu scări, da, care duce către un dormitor. Da. E o sobă multifuncțională. Are două focare, are trepte încălzite și în același timp, da, te trimite la somn, așa încești. Este sobă-scară. Toate rațele dintr-o lovitură. Felicitări tuturor celor implicați. N-am mai văzut asta până acum. Ropii a fost făcut de partea, inelele metalice au fost făcute de către fierarul satului, iar partea textilă am împletit-o noi. Și aici este secțiunea misterioasă, biblioteca misterioasă. Ei bine, noi le-am întors pe cele pe care le-am citit și cele care urmează să fie citite. Self-elevation, these kind of these days. Uite, de obicei când găsesc o carte, o deschid să văd ce scrie pagina respectivă. Și acum facem o probă, pentru că dacă vreau să citesc, citesc. Hai să vedem. Cezar Petrescu. Citesc prima propoziție. Înainte de a cădea în patima și ruina care l-a dus în mormânt, este prea trist, mamă, dar nu mai tristețuri aici! Bravo, flăcăule! Îl primi icoana Catinca în plac. Poate transmită un mesaj? Ne scuzați că m-am deranjat. Camil Petrescu stă acolo. Îmi place, da. Uite, și pot să-ți mai povestesc despre fosta prispă a casei, pe care noi o folosim momentan ca și spațiu de citit, de lectură, de odihnă. Bucătăria este o bucătărie transparentă și sinceră, pentru că toate condimentele, legumele, fructele sunt la vedere. A fost gândit în așa fel încât să fim cât mai sustenabile. Noi aruncam foarte multă mâncare și am zis ok, trebuie să facem ceva. Dacă le avem toate ingredientele astea la vedere, știm ce există în casă și atunci suntem inspirați să gătim cu ce avem. Sincer, de măsuța asta și tot view-ul mă duce puțin într-o zonă tropicală. În același timp mă regăsesc într-o zonă tradițională, dar cumva, nu știu, sunt foarte, foarte interesant mixate. Mulțumim! Da. Mulțumim! Ne aflăm în dormitorul matrimonial. Adrian, cât timp ați făcut voi toată minunăția asta de ei? Cam jumătate de an a fost partea de design și de proiectare și implementare. Dar știi cum e la o casă? Nu termin niciodată. Boheme. Ça voulait dire tu es jolie. La bohème, la bohème. Vom trece prin portalul magic. Rebecca, în ce lume magică vrei să ajungi? Haide. Eu vreau să ajung la mare. Haide, da. Trecem? Da. Așa cum asta mi-a tot spus. Asta este vechea ușă a casei. Noi vă pupăm, suntem aici la portalul magic și mergem în lumea fluturașilor și bineînțeles la mare. A fost o șură, nu? Da, este o șură. O șură reinterpretată, o șură care a fost adusă să răspundă nevoilor actuale. La ce să, nu știu, la ce să aștepte cei care vă pășesc bătătura? Să se aștepte la lucruri simple,
să se aștepte la un mediu ca la țară, liniște. Aici pot să uit un pic de mediul cotidian, de oraș și de stresul, să zicem, de acasă. Doamne, ce fericită sunt că v-am întâlnit, Dumnezeu, îmi place când întâlnesc mame mișto. Câte persoane găzduiești o căsuță? Ideal este pentru o familie mare, pot să stea 6 persoane, să doarmă comod și mai avem tot felul de locușoare pe teren unde, asta ziceam, că facem să fie bine. Dacă cumva vedem că e o familie mai mare de 6 persoane, ne descurcăm. Am referitor la activități, pentru că e o zonă destul de, nu știu, antrenantă, să zic. Da, avem noroc că suntem într-o zonă super turistică. Noi, cel mai mult, aș zice că ne place să mergem la o fermă unde putem să călărim. Poți să faci rafting, escaladă, via ferata și toate astea sunt la 10 minute. Menționai de peșteri. Este peștera Vântului, care e cea mai mare din țară. Și avem și un olar al satului. Uhum. Ce este celebru la olarul acesta e că folosește lut alb și creează ceramică albă. Sunt doar două locații în lume unde găsești genul ăsta de lut alb să faci ceramică albă, ceea ce noi suntem onorați că avem așa ceva. Iarăși, foarte aproape. Ce le transmitești celor care ne urmăresc acum și sigur sunt fascinați și vor să ajungă? Îi așteptăm cu mare drag. O concluzie, dacă veniți aici o să vă relaxați, o să vă reconectați cu natura, vă faceți niște prieteni noi și foarte drăguți și aveți o grămadă de activități frumoase și ce să mai... Nu mai zic nimic, gata! Next to you, oh, right next to you, yeah, 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 yeah. Everything is fine on bright days. When the rays are shining, baby, but if you feel the rain, you just call my name. I'm next to you, baby, yeah. Oh, next to you, baby, next to you, baby. Da da do, da 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 do, do do da da do, da da do, da da do, yeah. Sunt fericită! Dragilor, am ajuns la sfârșitul episodului de astăzi. Summer Tips se cheie chiar acum aici. Andreea Dinsu și îți mulțumesc că ai stat cu mine până acum. Ei bine, să tragem așa o concluzie de final. Nu uitați, dacă vreți să vă relaxați, să vă reconectați cu natura, aveți căsuța din Bălnaca, județul Bihor. Andreea Dinsu și v-am pupat. Ne vedem cu episodul următor. Când, cum și unde, nu știu. Surpriză! Vă pup! Pa!